Bine v-am găsit de ora știrilor în emisia primului post nistrean de televiziune. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică, cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea. Urmărim chiar acum. De la 1 octombrie, pensionarii vor primi banii pe card. Certificat pentru spațiul locativ tânărului specialist. Casa de cultură din Corotna, prima reparație în ultimii 40 de ani. Astăzi se împlinesc 34 de ani de la proclamarea Republicii Osetia de Sud. Acest eveniment a fost un rezultat al voinței poporului, bazat pe asemenea valori netrecătoare, cum ar fi patriotismul, atitudinea grijulie față de istoria patriei, păstrarea tradițiilor spirituale și culturale. Se menționează în mesajul adresat astăzi de prezidentul Republicii Moldovenești-Nistrene, Vadim Krasnoselski. Bazându-se pe credință, principii morale ferme și orientare strategică, Osetia de Sud și astăzi, în condițiile instabilității globale, cu demnitate apără interesele cetățenilor, cu succes urmează calea dezvoltării independente și consolidării statului. Pe Nistrenia și Osetia de Sud le leagă relații strânse de frăție, prietenie și susținere reciprocă. Ziare cu istorie transcrisă din Moldova. Chipurile în Dubăsari locuiesc români, iar toți nistrenii sunt separatiști barbari. Sunt citate din ziarele pe care le aduceau scriitorii din Moldova pentru elevii din Bender. Detalii în continuare. Circa 100 de ziare. Iată câteva fragmente din articole. Chipurile în 1992, Rusia a ocupat Nistrenia și a atacat Moldova. Moldova e numită al doilea stat român în articole, cu referire la negura vremurilor. Chipurile acum 300 de ani locuiau la Dubăsari românii. Drept argument, numele satului Doi Bani, ce provine de la cuvintele Doi Bani. Istoria anului 92 a fost complet transcrisă. Au făcut din Federația Rusă agresor. Au vrut să livreze această literatură copiilor de la liceul din Bender. N-am putut admite acest lucru. Ce mai era în articole? Nistrenii sunt numiți separatiști care au comis bestialități contra populației băștinașe. Și aceste ziare erau predestinate elevilor nistreni care învață la liceul român din Bender. Acolo sunt folosite expresiile barbari ruși, marionete separatiste. Desigur, toate acestea provoacă un râs pe lângă descurajare. Am impresia că m-am întors cu 32 de ani în urmă, în 92, unde am citit pleantele de propagandă ale acelui timp. Prin urmare, e de înțeles că a permite ca prostiile și absurditatea, de-a dreptul care sunt acolo, să ajungă la cititorul nostru, ar însemna să nu ne respectăm pe noi înșine. Apropo, scriitorilor nu li s-a interzis să viziteze Nistrenia, deși mai târziu presa de la Chișinău a scris că scriitorii n-au fost lăsați să intre în țară. Nu ne-am propus să confiscăm această literatură. Le-am explicat în mod adecvat cetățenilor că pot intra pe teritoriul Nistreniei fără ea. Ar fi putut să o lase în afara punctului de control, să meargă mai departe și să o ridice la întoarcere, la care cetățenii dați n-au fost de acord. S-au întors și au plecat în direcția opusă. Nu încurcăm nimănui, în fine, să studieze cu tare sau cu tare limbă, în particular română, pe lângă cea moldovenească. Nu e nimic rău în aceasta. Cu cât cunoști mai multe limbi, cu atât e mai bine. Dar n-am pierdut niciodată și nu vom pierde din vedere ce istorie, ce științe sociale se învață acolo. Prin urmare, dacă cineva consideră situația cu educația în școlile de sub jurisdicția Chișinăului un mijloc de spălare a creierului, atunci sunt absolut sigur că n-am permis anterior ca acest lucru să se întâmple și nu vom admite ca el să se întâmple în viitor. Cazul scriitorilor pare desigur o provocare, chiar ținând cont de faptele denaturate ale istoriei. Și s-ar putea râde de aceasta, dacă toate n-ar fi vizat copiii nistreni cărora le era predestinată această literatură. De la 1 octombrie, pensionarii vor primi banii pe card. Acum are loc procesul de perfectare a documentelor și deschiderea conturilor bancare. Pentru cei care încă n-au reușit să perfecteze documentele, reamintim cum urmează să o faceți. Satul 2 Bani 1, raionul Dubăsari. Pensionarii se grăbesc spre sucursala băncii de economii. Cineva achită serviciile, cineva a venit după pensie. Unii săteni de mult se folosesc de cardul bancar.
Cu cartela venim la poștă, primim banii. Nu, nimeni comod cu cartela. Deci eu îmi primesc banii, mă duc plătesc. Introducem și punem numărul și dumneavoastră ne dă banii care trebuie. Eugenia Cartunova are 72 de ani. Pentru a primi pensia, nu trebuie să plece undeva. Totul e alături. Cu atât mai mult că banii, fără întârziere, vin pe card. E simplu, n-aș spune că e complicat și tare bine. Suntem pe loc, pe sat, nu trebuie să ne ducem la în altă parte și plătim tot ce trebuie. Asta e gaz, svet. În farmacia din sat primesc banii în numerar, iar în magazin se pot achita cu card și cod QR. Sucursala Băncii de Economii în Doi Bani 1 lucrează de mulți ani. Aici deservesc locuitorii din două sate, Doi Bani și Cuicova. Marea parte a sătenilor de mult primesc pensia pe card. Pentru a se folosi de el, pensionarii în primul rând urmează să deschidă contul bancar. Acest lucru trebuie făcut până la 1 octombrie, dar sunt și excepții. Vor continua să primească banii la domiciliu persoanele în vârstă de peste 70 de ani, invalizii de grupurile 1 și 2 și din satele unde nu sunt filiale bancare sau poște. Certificat pentru spațiu locativ pentru tânărul specialist. Încă un deținător fericit e profesoara de limbă engleză de la școala ruso-moldovenească numărul 7, Ludmila Makoeva. Dubăsari, școala medie ruso-moldovenească din cartierul Lunga. Lecția de limbă engleză în clasa a doua e predată de Ludmila Makoeva. Tânăra din copilărie visa să devină învățătoare. Îndrumători au fost mama, mătușa, moșul și sora, toți sunt pedagogi. Din copilărie iubesc această profesie. Țin minte când adunam toate păpușile, veneau și prietenele vecine, ne jucam de-a școala. Aveam și o tablă mică, tata a făcut-o special pentru mine. Apropo, Ludmila este absolventa școlii date. După studiile la Universitatea de Stat, a revenit în instituția natală. Aici au primit-o foarte bine. Continuă să muncească în această școală mama și pedagogii care i-au predat. Îmi place să muncesc cu copiii. Desigur, în timpul activității apar diverse situații, dar mă străduiesc să le ofer copiilor tot ce cunosc, ei să se dezvolte, să-și lărgească vocabularul. La moment, Ludmila educă un fecioraș de 4 ani și închiriază apartament nu departe de școală. Acum a primit certificatul pentru spațiul locativ. Va mai adăuga ceva din economiile proprii și dorește să-și procure o locuință cu două odăi, în apropierea școlii natale. Viața nouă a casei de cultură din Corotna. Prima reparație în ultimii 40 de ani. La 14 octombrie, satul va împlini 255 de ani. Și dacă constructorii vor reuși să încheie toate lucrările, concertul de sărbătoare ar putea avea loc în sala nouă. Satul Corotna, raionul Slobozia, Casa de Cultură. Acum aici se desfășoară reparația capitală a sălii de concerte. Prima dată în ultimii 40 de ani. Dis de dimineață lucrează brigada de constructori. Lucrătorii tincuiesc pereții, tavanul. Apoi vor restaura ornamentul modelat, una din valorile principale ale încăperii. Iată așa își schimbă imaginea sala noastră de concerte. A devenit mai luminoasă, va fi vopsită, cu toate că reparația continuă, deja apare dorința de a crea. În 2023 a fost construită cazangeria și sistemul termic nou. În anul trecut, în luna decembrie, a fost lansat sistemul termic. A fost cald în toată Casa de Cultură. Această sală pentru spectatori e foarte mare și credeam că va fi complicat a o încălzi, deoarece atâția ani nu s-a încălzit. Țin minte, încă fiind fetiță, în Casa de Cultură era răcoare. Cazangeria lucra cu cărbuni, iar acum e cald, e bine și frumos. Scena la fel va fi reparată. Sala este prevăzută pentru 540 de spectatori. Fotoliile vor fi înlocuite. La 14 octombrie satul va împlini 255 de ani. Dacă constructorii vor reuși să încheie toate lucrările, concertul de sărbătoare va avea loc în sala nouă. Satul Tașlâc, raionul Grigoriopol. Aici, de la mijlocul lui August, betonează strada Corupco. Unul din cele mai complicate și avariate sectoare din localitate. Grosimea betonului turnat e de 16 cm. În satul Tașlâc, deoarece este situat pe trei dealuri, el tot timpul drumurile sunt afectate după ploi.
Însă avem, desigur, probleme la unele porțiuni de drumuri, care mai des, după fiecare ploaie, trebuie necesită implicarea. De ce ne străduim tot timpul să betonăm drumurile care cel mai des sunt afectate după ploi. Tot este o stradă care are un unghi mai mare, în care după ploi, mai ales la sfârșitul străzii, tot timpul spală, face canale mari, face... De ce ea tot trebuie betonată. Plus la toate mai avem aici și locuitori care sunt invalizi în calească, care nu pot ieși, de câteva ori au avut probleme când ieșeau, se răsturnau cu calească. Sunt mulți pensionari. Ion Golovcu e invalid de grupul 1, curând va împlini 74 de ani. Din cauza diabetului și-a pierdut ambele picioare. Se mișcă prin localitate doar în cărucior. După ploi, în ultimul timp nu ieșea din curte. Explicația e simplă. Eu când ieșim, ieșim în partea asta la asfalt. De atât că când se începe ploua oriceva, nu văd mult, cam jos. Așa la damă, când i-am făcut, spasiba, am făcut normal, nu poți să duci ca la oameni. În plan, până la sfârșitul anului, e de a betona în Tașlâc încă un sector de 100 de metri ce duce spre biserica locală. Paralel, asemenea lucrări au loc în Grigoriopol, pe strada Clara Țetkin și în satul Colosovo. Aici e betonată una din autostrăzile localității. ITRAS 2024, întrunirea tinerilor tehnicieni, va fi desfășurată în Istrenia pentru prima dată. Participanți, elevi din toată Republica. Programul e prevăzut pentru două zile. Vor fi lecții de la specialiști IT, hackathon, competiții și ocupații interactive. E planificată desfășurarea discuției plenare la tema dezvoltarea digitalizării. Planificăm să invităm reprezentanții companiilor IT în Istrenia. Tinerii vor putea lua cunoștință de faptul cum sunt implementate tehnologiile digitale în Republică, ce inovații avem. Solicitarea profesiei IT, masterclass la programare, implementarea rețelelor neuronale în ramura educației, cum trebuie să le folosim. Ideea de a organiza întrunirea îi aparține elevului din Dniestrovsk, Maxim Maximov. A fost la întâlnirea prezidentului cu tinerii talentați. Întrunirea tinerilor tehnicieni va avea loc la 4 și 5 octombrie, în zorile Istrenia. Kickboxerii, canotorii, boxerii și nu numai și-au completat rafturile cu trofee cu decorații de stat. Ceremonia s-a desfășurat în ajunul sărbătorii profesionale a lucrătorilor din cultura fizică și sport. Învingătorul jocurilor BRICS la canotaj, Vasile Pogreban, a primit medalia vitejie în muncă. Aceeași decorație a primit-o și antrenorul la kickboxing din Râbnița, Ruslan Costiuc. Discipolii săi, Daniil Maximenko și Dumitru Wagner, au cucerit aurul la Cupa Europei. Au mai înmânat medalii pentru excelență în muncă, pentru merite la dezvoltarea sportului, diplomele prezidentului. Titlul maestru în sport i-a fost conferit campioanei Europei la box, Dariei Cozorez, canotorului Ivan Iepișin, maestru în sport a devenit kickboxerul Victor Nicitailo. Sentimente de recunoștință, în primul rând, a antrenorului meu. Nu mi-ar fi reușit nimic fără de el. Mă mândresc, mă cupleșesc emoții că la o vârstă atât de tânără am atins un așa rezultat. E cea mai înaltă decorație în sportul de amatori și voi duce acest frumos exemplu în mase. Acest titlu doar confirmă că mă mișc în direcția corectă. Voi munci și mai mult pentru a confirma acest nivel. Ceremonia a avut loc în ajunul sărbătorii profesionale a lucrătorilor din cultura fizică și sport. Cașcaval natural, miere, ciocolată, la Tiraspol a avut loc degustarea produselor Nistrenie. Ea a fost organizată de Camera de Industrie și Comerț în cadrul proiectului Procură Marfă Nistreană. Asemenea activități la noi se desfășoară și la expoziții, iar maroace în rețelele comerciale și cafenele, pentru ca agenții să observe antreprenorii începători, să încheie cu ei acorduri de colaborare, iar consumatorii să cunoască producția naturală de la noi din țară. Aici a putut fi gustată ciocolata fără zahăr. Se potrivește pentru persoanele care suferă de diabet zahărat. E pasiunea mea care s-a transformat în business. Am început cu ciocolata, apoi am pregătit torturi, chec, ecler, zefir. Iar aici este cremă miere cu diferit topping: banană, zmeură, ciocolată, cocos, migdale. Mai este și zefir natural. Familia Cernavski a adus cașcaval.
Noi pregătim numai produse calitative din lapte și alți ingredienți naturali. Nu folosim niciun produs chimic, conservanți, antibiotici. Am gustat o bucățică de cașcaval și zefir, natural și foarte gustos. Consider că asemenea produse trebuie să fie fabricate la noi în Nistrenia. Asemenea degustări se planifică la Râbnița și Dubăsari. Sâmbătă la 21 septembrie, Slobozia va marca jubileul de 255 de ani. Programul de sărbătoare va fi desfășurat în centrul orașului. Pe strada Frunze, la 9:30, este planificată cursa de ciclism. Participă elevii și studenții tehnicumului. Start lângă arcada Memorialului Gloriei Militare. În același timp, lângă complexul cu arcade, vor fi organizate expoziții și curți naționale. La ora 10 va fi partea oficială și concertul. Va fi și trânta tradițională cu premiul principal, berbecul, cocoșul și iepurile. Seara la Slobozia la fel va fi bogată în evenimente. La ora 18, în scena cinematografului de vară, va evolua ansamblul de muzică și dansuri populare Viorica. Va fi și sărbătoare populară și foc de artificii la ora 21:30. Pentru astăzi atât, mai multe despre aceste și alte noutăți aflați în ediția de seară Căb și pe rețelele noastre de socializare. Ne găsiți în Viber și Telegram. O seară frumoasă în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!